Salutare și bine ați revenit la un nou episod. Azi vă voi arăta cum se curăță eficient mașina de spălat. Da, mașina de spălat, dar mai ales cuva mașină de spălat. Pentru că în spatele cuvei se strâng tot felul de mizerie, da? Și cu ce distrugem noi acea mizerie? Cu o soluție, o soluție puternică, care am mai folosit-o și este aceasta, vedeți, tot de la Sano, Forte Plus. Pentru că ea intră în interior acolo și își face treaba, da? Unde noi nu putem să băgăm mâna sau alte chestii. Ok, ce trebuie să facem? În primul rând, să spălăm cuva, da? Luăm soluția de care v-am zis și pur și simplu dăm în cuva. Nu trebuie să dăm foarte mult, pentru că îi vom da un program de spălare, iar atunci ea își va face treaba această soluție. Ok, dăm și aici un pic, că aici mereu se strâng mizerii și se înnevește acest plastic aici, da? Vedeți? Ok, o lăsăm să acționeze un pic, până atunci spălăm puțin mașina, da? Perfect. Aici trebuie să insistăm bine. Luăm o prinsă de dinți veche, nu trebuie să fie prinsa noastră de dinți, pentru că trebuie să dăm pe aici, da? Deci locurile unde nu avem acces. Ok, cum scoatem ușița, apăsăm pe acest buton, pe această clapetă, ca să lăsă ușița. Uitați ce mizerie aici, aici trebuie să spălăm și în interior. Deci avem ceva treabă. Ok, ce mai trebuie să mai scoatem este acest capac. Să-l scoatem și să-l spălăm și pe el, da? Foarte bine și pe dedesubt pe aici. O să vă spun și cu asta trebuie să-l deșerubăm și să curățăm și acolo. Am adus setarul în baie, l-am pus în cadă, să-i dau cu niște soluție, pentru că este mult mai practic așa. Da? Lăsăm să acționeze un pic și după aia doar îi dăm o clătire cu dușul și am rezolvat problema. Între timp luăm un burete și spălăm în interior, da? Bun. Ok, după ce am spălat sertarul, îl băgăm la loc. Perfect. Și acum să îi dăm un program. Deci o să îi dau undeva la 30 de minute. Rapid. Să încletească cuva, da? Bun. Acum o să luăm asta să spălăm, da? Acest capac de jos. Deci a început să bage apă.
Bun, perfect. Ok, am adus și acel capac de jos și am dat cu soluție, lăsând să acționeze, după aia răglătim și uitați cum acționează deja. Vedeți cum se curăță singur, practic. Ok, după cum vedeți, soluția și-a făcut treaba, o să clătim capacul și îl punem la loc. Ia priviți, vedeți? Deci nu mai rămâne pic de mizerie. L-am făcut ca nu. Mare puțin să termină programul de la clătire. O să dispară și acea spumă. Perfect. Ok, s-a terminat și programul. Vedeți cum lucește mașina? Este curată. Ok, ce trebuie să mai verificăm? Desfacem acest căpăcel. Dar vedeți, când îl desfaceți, puneți ceva, s-ar putea să mai curgă niște apă, dacă nu o ștergeți după aia. Dar uitați cum arată. Este deja spălat, pentru că soluția a fost super, super bună. Ok. În interior este curat. Putem să punem la loc. Și să punem și acest capac, care nu mai știu cum pune. Asta e. Deci asta e rezultatul, o mașină foarte, foarte curată. Frumos, da, și voi ce. Mai mare plăcere să ai o mașină așa curată în casă. Nu? Ok, ăsta a fost episodul despre cum spălăm mașina de spălat mult mai eficient, mult mai bine. După cum ați văzut, am folosit această soluție iar, pentru că este foarte bună, vă recomand și iar nu este reclamă, dar își face treaba foarte bine, din cauza asta o recomand. Dar dacă nu avem acea soluție, putem să folosim o sticlă de oțet, da, de 500 de ml și un plic de bicarbonat, da? Deci astea două, dacă le folosim, pentru cuvă mă refer, băgăm oțetul încălzit în cuvă, după care turnăm acest plic și îi dăm un program de jumătate de oră, de o oră, dacă depinde cum aveți fiecare, dar cu apă fierbinte, da? Ok, astea fiind spuse, eu vă salut și nu uitați să dați like, da? Nu uitați de like, subscribe cu clopoțel, să fiți notificați atunci când încarc următorul videoclip și noi ne revedem în următorul episod. Ciao!